La acest praznic minunat doresc să vă salut pe toți cu salutul frumos, Hristos a înviat, și cred că îmi veți răspunde de acolo de unde stați, din fotolile de acasă sau de unde urmăriți mesajul acesta, adevărat a înviat. Căci dacă ne-a înviat Hristos, noi suntem pierduți și toți cei ce au murit în păcatele lor sunt pierduți pentru totdeauna. Dar Hristos a înviat pârga celor adormiți. M-am întâlnit într-o zi cu un coleg de servici care nu era credincios, pe când nu lucram ca pastor, și l-am salutat foarte politicos și cu mult respect, cu salutul Hristos a înviat, și el mi-a răspuns: și ce dacă? Pentru un moment m-am tulburat și am spus: iată ce răspuns, în loc să spună cu adevărat a înviat, îmi pune întrebarea: și ce dacă a înviat Hristos? Dar răspunsul lui mi-a dat un prilej de meditație. La răspunsul lui am acum o mulțime de răspunsuri. Dacă a înviat Hristos, și noi vom învia, ăsta e primul răspuns. Și cred din toată inima că esența creștinismului este învierea. Dintre toate religiile lumii, creștinismul are adevărul acesta de necontestat, că Iisus Hristos a înviat ca pârga celor adormiți și ca la rândul nostru fiecare vom învia la rândul cetei Lui. E foarte important adevărul acesta. Sigur că învierea Domnului Iisus Hristos mai aduce încă o confirmare, și anume, spune Apostolul Pavel la Epistola către Romani că El a fost dat la moarte din pricina păcatelor noastre, dar a fost înviat din pricina faptului că am fost socotiți neprihăniți. Dacă înlocuiți cuvântul socotiți cu cuvântul considerați, este același lucru. Prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, noi am fost considerați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu avea altă modalitate să ne declare pe noi neprihăniți, că toți am păcătuit și toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, decât să ne ofere prin credință neprihănirea care se capătă prin credință prin Domnul Iisus. Adică lucrarea Domnului Iisus de la cruce, acceptată cu credință, și învierea Lui din morți, atestă faptul că am fost considerați neprihăniți. Acum, dacă acestea sunt implicațiile în viața noastră, trebuie să trăim ca niște oameni neprihăniți. Dumnezeu așteaptă de la noi să fim martori Lui în lumea aceasta. Aceasta a fost slujba ucenicilor și mandatul care le-a fost dat de Domnul Iisus după înviere. Ci voi veți primi o putere și veți fi martori începând din Ierusalim, din Iudeea și până la marginile pământului. Zilele acestea suntem cu toții afectați de spectrul morții care se petrece în țara noastră vecină, nu departe de noi. Și suntem parcă preocupați și îngroziți cât va mai dura războiul acesta. Dumnezeu este Cel ce vrea să ne elibereze de gândul fricii și să ne dea nădejde. O nădejde care nu înșală și care a fost turnată în inimile noastre prin credință. Da, este bine să ne jertfim pentru cei ce sunt în suferință. Este bine să ne rugăm pentru cei ce sunt în suferință. Este bine să credem că Dumnezeu are în final ultimul cuvânt. Astăzi am fost uluit să văd că s-a lansat un satelit extraordinar de puternic, sau o rachetă foarte puternică, distrugătoare, care poartă numele Satan 2. Întotdeauna am știut că Satan face distrugeri, dar n-am știut că este și un Satan 2. Vreau să declar cu toată tăria: Iisus Hristos este Domnul și toate forțele iadului vor îngenunchea înaintea Lui, pentru că El este biruitor și asupra morții și asupra diavolului. Și vreau să vă întăriți credința voastră, să vă bazați pe Sfânta Scriptură, acest cuvânt al lui Dumnezeu, și să credeți tot ceea ce a spus Mântuitorul nostru. Și nu mai este mult. Semnele vremurilor ne arată că venirea Lui este foarte aproape. De aceea să grăbim venirea Lui, să o așteptăm cu bucurie și să fim harnici lucrători în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus. Vă doresc în continuare să nu se termine praznicul acesta, ci să ne bucurăm de Hristos, Paștele nostru care a fost jertfit. Și de fiecare dată când ne amintim de jertfa Lui,
să-i glorificăm numele, fiindcă se cuvine. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. În curând îl vom vedea venind pe norii cerului și biserica lui, mireasa lui, îl așteaptă cu nerăbdare. Să fie glorificat și binecuvântat numele lui. Iar voi care ascultați și priviți spre această transmisie, să fiți de asemenea în planul lui Dumnezeu. Dacă cumva n-ai siguranța mântuirii, te chem din toată inima. Vino și primește darul lui Dumnezeu. Primește pe Hristos Mântuitorul care îți poate da viață veșnică și mântuirea sufletului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul lui să rămână peste toți. Amin.